Municipiul Arad a găzduit Cupa Sporting la volei pe plajă. La această competiție a participat și băimăreanul laurean Andrei Crișan, care a jucat în echipa Western Arad alături de arădeanul Sergiu Gligor, clasându-se în final pe locul al doilea. Vineri 16 iulie, laurean Crișan și Sergiu Gligor au învins cu 2-0. Calificarea în semifinale a fost asigurată sâmbătă 17 iulie, după victoria spectaculoasă obținută cu același scor în fața echipei FAN Arad, formată din foști multipli campioni naționali. În semifinala disputată duminică 18 iulie, laurean Crișan și Sergiu Gligor au învins cu 2-1 echipa UVT Timișoara, după ce timișorenii au condus cu 1-0. În finala competiției, FAN Arad și-a luat revanșa în fața echipei Western Arad și s-a impus cu 2-0. Peste două săptămâni, laurean Crișan și Sergiu Gligor vor participa la Cupa României la volei pe plajă, care se va desfășura de asemenea la Arad.